Adrian Năzdrăvan. Pe Adrian l-a trimis mămica lui după lapte. Copilul se întorcea spre casă, săltând vesel de pe un picior pe celălalt. Chiar în fața blocului în care locuia, se împiedică de o jucărie uitată pe trotuar și căzu întins cât era el de măricel. Sticla cu lapte s-a spart și o pată albă se lățea tot mai mult, cuprinzând trotuarul în întregime. Băiatul o privi înfricoșat și dintr-o dată îi se păru că nu mai recunoaște strada pe care se afla. Blocul dispăruse ca prin minune, iar în locul lui se lucea un castel înalt, cu zidurile albe ca spuma laptelui. Copacii erau stropiți cu var peste tot, pe trunchiurile albe, pe ramuri, chiar și pe frunze. Cine ești tu care ai îndrăznit să risipești averea noastră?" se auzi o voce de la o fereastră a castelului. Pe mine mă cheamă Adrian. Eu nu știu nimic despre averea voastră și nu știu cum de m-am rătăcit." Dar poarta aceea nu o cunoști? Vrei să spui că nu ai deschis-o tu?" îl ceartă vocea, tot mai supărată, arătând spre o poartă mare aflată în zidurile cetății. Poarta semăna cu o pată, iar Adrian recunoscu forma luată de laptele vărsat. În zadar încearcă el să se dezvinovățească. Străjerii l-au înhățat și iute l-au înfățișat înaintea împăratului. Însă, de cum îl văzu pe împărat, copilului îi mai trecu spaima, pentru că acesta era un bătrânel cu chip blajin, cu ochii blânzi și o frumoasă barbă lungă și albă. Era îmbrăcat în haine imaculate. Eu sunt împăratul Papă Lapte. Ei sunt cinstiții mei străjeri. Papă Lapte 1, Papă Lapte 2, Papă Lapte 3, Papă Lapte 4, Papă Lapte 5, Papă Lapte 6, Papă Lapte 7 și așa mai departe. Iar acum vino să-ți arăt împărăția mea, spuse împăratul cu foarte multă blândețe. Papă Lapte îl lua de mână pe Adrian, iar acum băiatului nu-i mai era deloc frică. Privea curios odăile frumos împodobite, sălile de marmură albă luminoase, spațioase, lucind de curățenie. S-a mai minunat Adrian văzând grajdurile cu cele 1000 de vaci, apoi cele 1000 de oi și încă 1000 de capre. Dar când împăratul îl pofti să-i arate visteria, copilului se minună cel mai tare pentru că în loc de bani și podoabe, văzu aici o mulțime de bidoane pe care scria lapte. Suntem bogați și sănătoși, am putea fi fericiți, dar există o cauză care ne împiedică. Ne plictisim. Nu știm niciun joc. Dacă ne înveți cum să ne jucăm, o să-ți fim recunoscători, o să te lăsăm să pleci din împărăția noastră și o să-ți dăm înapoi laptele pe care tu l-ai risipit. Mă voiesc, răspuse Adrian veselit, pentru că lui cel mai mult îi plăcea să se joace. Împăratul și cei 7 străjeri, blânzi și buni, dar tare nepricepuți între ale jucatului, se cam lăsau păcăliți de Adrian. S-au jucat de grădiniță, de indienii, șotron, baba oarba, podul de piatră și încă multe alte jocuri la care Adrian era foarte priceput. Mai apoi s-au jucat de aprinsa și ascunsa și nu se mai săturau. Tocmai când ținea ochii împăratul, lui Adrian îi veni ideea să se ascundă după poarta aceea care semăna cu pată de lapte și atunci, ca prin minune, zări lângă el cioburile sticlei sparte de la el. Dar și mai minunat decât toate, îi se păru glasul mamei sale pe care l-a auzit foarte aproape, chiar lângă el. Dragul meu, te-ai lovit? Lasă, nu-i nimic. Păcat numai că azi nu o să mai bei lapte. Acum hai să mergem în casă. Mama l-a luat în brațe, iar băiatul i-a prins bine, pentru că era tare ostenit de atâta alergătură și joacă prin împărăția lui Papă Lapte cel Blajin.